Am venit aici la voi, am venit aici la voi. Cum e datina la noi, cum e datina la noi. Sculați gazde, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Sculați gazde, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Casa să vi-o măturați flori de măr, și masa să încărcați flori de măr. Casa să vi-o aranjați flori de măr, și masa să încărcați flori de măr. Seria concertelor de colinde de Crăciun de la Târgul de Iarnă din Deva, organizat pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean, s-a încheiat. Odată cu evoluția lui Gabriel Cândea and Band, Gino Band și Mihai Trăistariu. Cu toate acestea, concertele vor continua la târg în perioada 29 și 30 decembrie, când, începând cu orele 18, vor evolua în prima zi trupele The Story și Coas, iar în cea de-a doua, formațiile Vremuri și Topaz. Deschide-na năușile, că vin pruncii cu dobile, colindele, colindele. Colindele, colind, că de-aseară stăm pe-afară și opincile înghețară. Colindele, colind, colindele, colind, streșinile ori picuratu, de ne-o nins și ne-o ploiatu. Colindele, colind, colindele, colind. De asemenea, vizitatorii sunt așteptați în continuare și la standurile cu delicatese culinare specifice sezonului, care sunt amenajate la Târgul de Iarnă de la Deva, care este deschis până în data de 9 ianuarie. Concertele vor continua și după Crăciun, în 29 și în 30 vom mai avea încă două zile de concerte. Târgul rămânând deschis până în data de 9 ianuarie pentru cei care doresc să viziteze standurile de aici și să se delecteze cu cele mai bune preparate tradiționale românești. Vă urez din tot sufletul sărbători fericite și la mulți ani! Târgul de Iarnă de la Deva este organizat de Primăria și Consiliul Local din municipiul de reședință al județului Hunedoara, alături de Centrul Cultural Drăgan Muntean din Urbea de la Poalele Cetății. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine, toată noaptea prin pădure, plin de rouă, vai de mine, și dacă Constantine, Constantine, n-agregăm așa pe tine.